Bună seara, sunt Eduard Pastia și vă invit la doar o cifră să-ți mai spun. Rusia nu și-a achitat dobânzile la titlurile de stat, dobânzi în valoare de 29 de miliarde de dolari. Potrivit reprezentantului unei importante bănci europene, asta înseamnă faliment. Sigur, unei țări nu îi se poate aplica acest termen ca în cazul unei companii, dar este clar că așa începe sfârșitul unui om care a crezut că devine Petru cel Mare atacând un alt stat, acum, în secolul 21. Care vor fi efectele acestui război pe termen lung, greu de anticipat exact. Cum poate fi oprit un șef de stat care suferă de rachetită, iar greu de spus. S-a surprins însă plăcut solidaritatea nesperată a statelor UE și NATO. Asta ne dă speranțe că noi suntem pe drumul cel bun. Dar astăzi au fost o serie întreagă de declarații. Haideți să-l vedem pe Klaus Iohannis, care ne vorbește despre ceea ce ne doare cel mai tare, despre energie. Este nevoie de o abordare pe termen scurt pentru a garanta aprovizionarea cu energie a tuturor statelor membre ale Uniunii. Este nevoie de o abordare pe termen mediu pentru a avea energie suficientă în așa fel încât prețurile să nu explodeze și să nu fie sufocată economia europeană. În cazul nostru, evident, trebuie să avem grijă ca aceste prețuri să nu sufoce economia românească. Și da, avem nevoie de o abordare pe termen lung. Este clar, și subliniez, este clar că dependența Uniunii Europene de gazul rusesc trebuie terminată. Da, l-ați ascultat pe președintele Iohannis. Invitatul meu de astăzi este doamna Angela Grămadă, Asociația Experți pentru Securitate Globală. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua și mulțumesc mult pentru invitație! Doamna Angela Grămadă, spuneți-mi, vă rog, l-ați auzit pe președintele Iohannis. E una din direcțiile spre care ne îndreptăm, însă efectele acestui conflict, război, noi avem voie să spunem război față de oamenii ceilalți din Rusia, sunt multiple și pe semne că se vor întinde pe foarte mulți ani. Și de multe ori ne gândim că, știți, ne punem întrebarea cine urmează după Ucraina și automat ne gândim la Republica Moldova, de exemplu. Sau, nu știu, la țările baltice, sau, bine, nici România n-ar fi foarte ferită, mai ales că auzim tot felul de zvonuri legate de un desant la Odessa. Deci, situația este încurcată dacă îl mai luăm în calcul și pe președintele Macron, care a spus astăzi că greul de-abia de acum urmează, că președintele Putin i-a spus să stea liniștit, în ghilimele, că noi mergem până la capăt. Peisajul pare a fi extrem de sumbru. Este sumbru și nu mă refer doar la Ucraina, ci la efectele pe care le va avea asupra întregii ordini globale. Mondiale, da. Exact. Și dacă statele occidentale au suficiente forțe să se replieze, să își regândească economia, să își regândească strategiile de securitate energetică, celelalte state care sunt în apropierea Federației Ruse sunt destul de expuse, pentru că majoritatea dintre ele sunt dependente din punct de vedere energetic. De exemplu, Republica Moldova este 100% dependentă de gazele naturale din Federația Rusă. Georgia are norocul să fie lângă Azerbaijan, din punct de vedere geografic. Și, din câte știu eu, autoritățile de la Baku, azerii, au avut grijă întotdeauna ca în Georgia să existe stabilitate și să construiască toate proiectele energetice astfel încât să includă Georgia. Și pur și simplu și-au securizat acele proiecte energetice către Uniunea Europeană și către alte state din regiune. Dar, într-adevăr, efectele vor fi devastatoare și din punct de vedere al ceea ce se întâmplă în Federația Rusă. Sunt 140 de milioane de oameni care practic au fost prinși în această capcană fără voia lor. Evident, nu au reacționat la timp. Aici avem dubii, dacă fără voia lor. Și eu mi-am pus de foarte multe ori întrebarea aceasta zilele trecute, pentru că totuși au avut posibilitatea să acționeze și să schimbe această guvernare.
nu doar să iasă cu proteste individuale sau să aibă o manifestație destul de evazivă în ceea ce privește sistemul politic din Federația Rusă, dar cred că acum soluția, pe lângă ceea ce a făcut comunitatea internațională, această salbă de sancțiuni tot mai insistentă în jurul Federației Ruse pentru a o izola complet, practic, de pe piețele internaționale, cred că cea mai dură lovitură va fi din interior. Și în istorie mai sunt cazuri în care Federația Rusă, practic, nu vreau să fiu foarte dură, dar a făcut implozie sub presiunea străzii și evident că sistemul se teme de ceea ce ar putea să se întâmple din interior. Există oameni care ar putea face asta acolo? Eu nu mă uit doar la protestele acestea care sunt împotriva războiului în Federația Rusă. Eu încerc să mă uit la mișcarea protestatară din Federația Rusă de-a lungul timpului. Și în ultimii 2 ani, oamenii au ieșit în stradă de foarte multe ori pentru drepturi social-economice, nu neapărat pentru drepturi politice. Asta înseamnă că acele politici social-economice pe care le-a adoptat Federația Rusă, fiind susținute din bugetul de stat, din contractele de livrare a gazelor naturale către partenerii externi, nu au avut efectul scontat. Și s-ar putea ca acum, fiind devastatoare acest colaps economic în Federația Rusă, să existe o mai mare refulare pe interior a acestor lucruri cu care nu este de acord populația. Și într-un final să caute care este originea tuturor acestor decizii, de ce s-au pomenit în această izolare economică, dar și politică la nivel internațional. Pentru ruși contează foarte mult imaginea externă, contează foarte mult să ducă dincolo de frontierele sale naționale această explozie de grandomanie în politica externă și să le fie recunoscut statutul. Ori tocmai acest lucru l-au pierdut acum. Da, am înțeles. Până la urmă, haideți să-l ascultăm, că vorbeam de Republica Moldova, haideți să-l ascultăm și tot pe președintele Iohannis vis-a-vis de declarațiile de astăzi. Și după aceea să mergem la Ursula von der Leyen, șefa Comisiei Europene, care la fel a vorbit astăzi de tema refugiaților și a lăudat România pentru solidaritatea de care a dat dovadă. Este nevoie de o abordare pe termen scurt pentru a garanta aprovizionarea cu energie a tuturor statelor membre ale Uniunii. Este nevoie de o abordare pe termen mediu pentru a avea energie suficientă în așa fel încât prețurile să nu explodeze și să nu fie sufocată economia europeană. În cazul nostru, evident, trebuie să avem grijă ca aceste prețuri să nu sufoce economia românească. Și da, avem nevoie de o abordare pe termen lung. Este clar, și subliniez, este clar că dependența Uniunii Europene de gazul rusesc trebuie terminată. Am discutat modalitățile concrete, în afară de aceste chestiuni importante, de a acorda sprijin Republicii Moldova, care și ea se confruntă cu un val crescut de refugiați, dar și cu alte dificultăți economice sau în domeniul energetic. Uniunea Europeană în ansamblu este alături de oamenii care fug din calea acestui război. În primul rând, vrem să ne asigurăm că le oferim protecție rapidă și eficientă. De aceea, ieri, Comisia Europeană a propus activarea unui mecanism temporar de protecție care ne permite să oferim poporului ucrainian care fuge din calea războiului protecție, oferindu-le cetățenilor drepturi de reședință, locuințe. Da, la această oră sunt și negocieri ruso-ucrainene undeva în Belarus. Mai puțină importanță are pentru noi locația. Pentru ucraineni are însă, că Belarusul e
stat agresor în toată povestea asta. Doamna Grămadă, spuneți-mi, credeți în aceste negocieri? Nu cred că vom obține careva rezultate sau cel puțin un armistițiu, dar totuși locul are importanță pentru că 30 de ani sau 31 de ani în urmă acolo s-a semnat destrămarea Uniunii Sovietice, unde are loc cea de-a doua rundă a negocierilor. Da, pentru noi nu suntem foarte familiari. Pentru Republica Moldova, iar eu fiind din Republica Moldova, pentru mine este important acest lucru. Aceste runde de negocieri sunt de fațadă și spun asta din perspectiva ambelor părți. Ucraina, evident, nu poate ceda și este conștientă de acest lucru. Are presiunea din interior pentru că luptă pentru integritatea țării și pentru rezistența acestui stat pe hartă. Federația Rusă, de cealaltă parte, a comis mult prea multe erori în acest război și nu a anticipat acea rezistență ucraineană și nu a terminat războiul în termenii stabiliți, cei inițiali de a prelua controlul asupra capitalei Kiev în câteva zile. Și se opune foarte mult strada în Ucraina. Și iarăși ne întoarcem la prima parte a discuției noastre, la acele sancțiuni economice care au fost impuse Federației Ruse, la acel capital de imagine pierdut. Federația Rusă acum nu își permite să dea înapoi și să facă un pas în direcția acceptării propriului rol în această agresiune, de stat agresor, nu de țară care a declarat acea operațiune specială de denazificare, de militarizare a Ucrainei. Deci nu cred că aceste negocieri vor avea un succes, dar ele sunt necesare și sunt necesare mai ales pentru partea ucraineană ca să demonstreze că a epuizat toate căile să oprească această vărsare de sânge și să aibă încrederea că pe viitor va putea să facă față și altor runde de negocieri la fel de dificile. Rusia cere foarte mult de la Ucraina. Rusia cere ca Ucraina să renunțe la Crimea și să fie pusă în paranteză, inclusiv în tratatul din 1997, această peninsulă, tratatul bilateral dintre Federația Rusă și Ucraina. Semnat la inițiativa lui Evgeni Primakov, fostul ministru de externe al Federației Ruse, tocmai pentru a evita astfel de scenarii și asemenea divergențe între Federația Rusă și Ucraina. Și de asemenea, Rusia mai cere recunoașterea celor două republici separatiste, Lugansk și Donetsk, dar în perimetru în care acestea și-au declarat independența în anul 2014, ceea ce înseamnă că Ucraina ar trebui să piardă tot Donbasul, toată regiunea Donbas, unde sunt pe lângă cetățeni ucraineni, adică este vorba despre catastrofă umană. Pe lângă aceasta, acolo sunt foarte multe resurse naturale pe care le are Ucraina. Ce industrie bine dezvoltată. Exact, dar industria... Era bine dezvoltată, acum presupun că e praf. Industria a fost afectată și de crizele economice repetate din Ucraina, a mai fost afectată și de deciziile pe care le-au luat anumiți actori politici, dar în același timp, ceea ce a fost sub controlul autorităților ucrainene a reușit să fie relocat și să fie pus cumva din nou în funcțiune, tot în interesul de a păstra această integritate teritorială, adică în interesul apărării naționale. Dar iarăși, resursele sunt acolo, cele naturale, cu care poți să susții o industrie grea. Da, stau și mă gândesc de ce vorbeați de erori. Care au fost erorile rușilor? De exemplu, noi ne gândim că ei nu s-au așteptat sau se așteptau să fie primiți cu flori, eliberatori, uite, ați venit să ne scăpați de naziști sau ce mai aberează domnul Putin, dar care au fost erorile lor? Chiar se așteptau ca într-o zi, două, să ocupe Ucraina și să fie totul frumos? Și... În primul rând, ei au considerat că partenerii occidentali nu se vor putea lipsi de resursele energetice. Că nu va exista acea solidaritate. Exact, da. Asta contează foarte mult și contează foarte mult modul în care Statele Unite ale Americii au negociat această coeziune, pentru că ea nu exista. Erau acele contracte sau discuții bilaterale între Federația Rusă și Germania, de exemplu, sau între Federația Rusă și Italia. Noi vedem acele state, cele care s-au opus cel mai mult adoptării acestui pachet de sancțiuni treptat.
Și asta a contat. Federația Rusă a folosit măsuri hibride, a încercat să intervină în deciziile politice ale acestor state europene prin negocieri bilaterale cu capitalele, cu liderii din aceste state. A identificat actori politici care puteau să pună sub semnul întrebării această construcție statală în fiecare dintre cele câteva capitale pe care le-am menționat. Ei au creat acest mecanism de propagandă internă, dar la nivel internațional nu au reușit să influențeze atât de mult spațiul informațional al altor state. Evident că avem Russia Today, avem multe alte publicații care au fost, de exemplu, interzise în cadrul comunității europene, dar ele nu au reușit să șubrezească atât de mult spațiul informațional. Deci au existat proiecte, au existat inițiative și din partea societății civile și din partea actorilor politici care s-au opus și care au decriptat aceste mesaje, aceste narrative pe care le-au transmis Federația Rusă dincolo de frontierele naționale. O altă eroare a fost că nu a calculat corect spiritul sau națiunea ucraineană, cea care s-a opus, pentru că ei au crezut că sau au mizat pe lideri politici neexperimentați care vor ceda sub presiunile Federației Ruse. Nu s-a întâmplat așa. Chiar dacă Zelenski nu este un actor politic experimentat. Și asta s-a văzut în prima zi, poate atunci când a ieșit cu discursurile în fața populației. Dar ulterior, Zelenski s-a repliat, fiind susținut și de echipa sa, fiind consiliat foarte bine, el s-a repliat și, într-adevăr, apare ca un lider care nu renunță, nu cedează și rămâne acolo în Kiev, alături de oamenii care sunt în adăposturi. Mai departe, susținerea pe care a oferit-o din punct de vedere tehnico-militar partenerii occidentali pentru Ucraina, iarăși contează foarte mult, pentru că armata ucraineană s-a întărit în cei 8 ani de zile de când a fost anexată Crimeea și a fost declanșată operațiunea militară în estul țării, dar în același timp au acționat cumva într-o manieră sustenabilă, pentru că au pregătit în primul rând militarii, chiar dacă nu li s-a oferit acea tehnică militară de care aveau nevoie pentru a ține piept acestor atacuri susținute din punct de vedere al efectivului militar de către Federația Rusă. A contat foarte mult ca acești 8 ani să fie într-adevăr utilizați cu scopul de a crea acea națiune ucraineană sau acel stat ucrainean pe care și l-au dorit ei. Și plus populația, pentru că nu cred că Federația Rusă a evaluat corect sentimentele sau emoțiile populației ucrainene, care timp de 8 ani de zile s-a pregătit cumva moral să facă față. Eu întotdeauna am spus după 2014 în spațiu public aici în România, când încercam să vorbesc despre Ucraina, că există voci la Kiev care ne spun nu, acesta este finalul, adică nu au luat doar Lugansk și Donetsk și se vor opri aici. Va exista totuși o bătălie mult mai mare pentru rezistența Ucrainei. Și aici, în spațiul nostru informațional, se vorbea foarte mult. Noi am acordat foarte puțin atenție acelor lucruri care se întâmplau la Kiev și în alte orașe ale Ucrainei. Și vedeam influența acestor mesaje pe care încerca Federația Rusă să le transmită, inclusiv prin rețelele de socializare din România. Am înțeles. Deci, una peste alta, lucru, din Măreața Armată Roșie nu a mai rămas mare lucru, dacă stăm să ne uităm. Ea este foarte bine dotată din punct de vedere al investițiilor care s-au făcut. Dar au evaluat greșit rezistența internă a Ucrainei și acea coeziune și solidaritate internațională pe care dumneavoastră ați menționat-o. Da, este alături de noi prin telefon domnul general în rezervă Virgil Bălăceanu. Bună seara! Bună seara! Vă mulțumesc pentru intervenție. Domnule general, aceasta ar fi întrebarea mea, prima mea întrebare. Nu știu dacă ați auzit, din armata aceea de care ne era frică tot timpul, Armata Roșie, acum nu știu ce culoare are armata aceea, dar pare că au comis o serie întreagă de erori, haideți, cel puțin tactice, nu știu, nu sunt familiarizat foarte tare cu acești termeni, dar nimeni nu s-a aștepta ca armata ucraineană să reziste, iată, sunt 7 zile deja. Niciodată nu trebuie
să subestimăm adversarul, inamicul. Dar în același timp ne putem permite, după 7 zile a operației ofensive, invaziei, aș vorbi în termeni militari. Vă rog. Generalii ruși au făcut planificarea unei operații strategice de ofensivă pentru, nu știu ce au menționat ei în directivă, dacă au și o directivă politico-militară, mai puțină importanță are. Da, ceea ce s-a punctat înainte este un adevăr. Nu au evaluat, și aici nu cred că este numai vina forțelor armate și a celorlalte servicii secrete și chiar a altor instituții conexe la problemele de apărare de securitate, care au subevaluat capacitatea de rezistență a armatei, a forțelor teritoriale de apărare a poporului ucrainian. Îmi pare că s-a mizat foarte mult pe scenariul din 2014. Sigur că nu cred că au mers pe ideea că unitățile sau marile unități ucrainiene se vor preda, cum s-a predat flota ucrainiană din Marea Neagră în 2014. Dar au mers pe ideea că după o rezistență parcursul a 2-3 zile, armata va ceda. Armata va ceda, se vor putea îndeplini misiunile pe direcțiile pe care le-au ales. Sunt cele 3 direcții deja cunoscute de toți telespectatorii, că s-a vorbit foarte des de acestea. Direcția nord, am mai văzut interpretată și ca direcția centru, direcția est și direcția sud. Din concepția planificării se vede ideea de colaps a armatei ucrainiene după primele zile de luptă, pentru că s-a abordat o manevră amplă. Un al doilea aspect, eu sincer nu am crezut și chiar am susținut în diverse situații faptul că nu vor ataca. Plecam de la premisa că au o grupare de forțe insuficientă. Pentru o operație de o asemenea amploare, ținând seama de teritoriul Ucrainei, o forță de, și nici nu pot numi o forță, mai degrabă o grupare de 120.000, 150.000, luăm ultima cifră care a fost vehiculată, chiar 190.000, este insuficientă. Într-un exercițiu din 2018, acum 4 ani, Vostok 2018, din seria exercițiilor strategice anuale pe care le execută, a fost executat de districtul militar de est, deci în extremul orient, exercițiul a presupus participarea 300.000 de militari. Deci aveau exercițiile legate de o asemenea cantitate de forțe și mijloace. Îmi amintesc că la vremea respectivă comentam în felul următor. Execute exerciții de mare amploare înspre est, sau în est, nu înspre est, iertați-mă, în est, pentru a nu marca o amenințare la adresa vestului. Dacă facem o comparație a cantității de forțe și mijloace între cele două exerciții mari ale armatei ruse, Vostok și Zapad, est și vest, o să vedeți că proporția este de 3-1, poate chiar și mai mare, în favoarea exercițiilor făcute în extrem orient. Dar tot atunci spuneam, o armată care are capacitatea să conducă, să organizeze, să conducă un exercițiu cu 300.000 de oameni, chiar dacă o face în est, întotdeauna avea capacitatea să o facă și în vest. Interesant este că în exercițiu din Belarus au fost aduse trupe și din extrem orient. Deci au făcut deja o manevră de forțe și mijloace din districtul de est în districtul de vest, din districtul de sud, districtele militare. Dar totuși au adus în
în zona de acțiune viitoare o cantitate prea mică. Deci, o cantitate prea mică de forțe și mijloace la mărimea teritoriului Ucrainei, adăugăm rezistența armatei ucrainiene și a forțelor teritoriale de apărare, fac cu asemenea mențiune că este importantă, forțele teritoriale de apărare, și, sigur, voința este vădită a poporului ucrainian de a lupta, la care adăugăm și, s-a menționat la dreapta în studio, solidaritatea internațională, au fost niște elemente pe care ei nu le-au luat în calcul. Am înțeles. Și ar mai fi o subliniere aici, iarăși o chestiune greu de înțeles din punct de vedere al planificării operației, al stabilirii etapelor acesteia, și a alegerii obiectivelor principale, strategice, pe care urma să le cucerești, a misiunilor, cum spunem noi militari. Au abordat marile localități, au abordat lupta urbană, luptă urbană care este consumatoare de forțe, produce pierderi mari și este o luptă care duce la întârzieri pe etapele de desfășurare a unei ofensive strategice. Și asta spune că n-au crezut în rezistența acestor orașe. Au plecat de la premisa că vor ceda relativ repede și, sigur, odată cu cedarea rezistenței a armatei ucrainiene, pe care, de consecință, nici președintele, nici guvernul nu mai avea capacitatea să conducă Ucraina. Și atunci ar fi fost ușor, nu întâmplător, să ales Kievul și continuă asaltul asupra Kievului, ar fost ușor să aducă, sigur că da, un guvern marionetă. Am stat și am gândit dacă se vrea jumătatea de Est sau întreaga Ucraina. Faptul că la ora actuală au cucerit un oraș, Herson, care este pe malul drept al râului Nipru, în definitiv Nipru este și un obstacol natural în manevra de forțe și mijloace de la est la vest și invers, de același timp Nipru este și cel care separă zona vestică, catolică, cu o majoritate ucrainiană, de vesta, de partea estică, ortodoxă, și cu o minoritate de ucrainieni de etnie rusă consistentă. Hersonul, fiind pe malul drept, deschide vestul, de fapt, sigur deschide țărmul Mării Negre, deschide direcția înspre Nicolaev și Odessa. În același timp, mă gândesc, ținând seama de aceste puncte, reprezintă o probabilitate de dezvoltare a ofensivei, adică etapa următoare pe zona de sud, pe direcția de sud, ar putea să fie Nicolaevul și, sigur, după aceea Odessa. Apar însă niște probleme, pentru că asta ar însemna să se cucerească țărmul Mării Negre, aparținător de Ucraina, sigur că da, înspre vest, iar estul este necucerit. Estul era mai important, că făcea legătura, sigur, cu gruparea de forțe din zona Donbass. Gruparea de forțe însemnă la ora actuală armata rusă și forțele militare sau paramilitare, mai exact, ale celor două republici. Dar cât de importantă era, domnule general, Odessa, de exemplu? Cât de importantă este? Nu era. Odessa este importantă prin mărimea sa, da? Este o victorie să cucerește Odessa. Nu am o statistică, eu o situam pe poziția a treia, da? Putem să ne uităm pe Google să vedem dacă este al treilea oraș, dar este cel mai important oraș la Marea Neagră. Sigur că presupuneam, când au început operația, că vor încerca să taie toate liniile de comunicație maritimă ale Ucrainei cu Marea Neagră. De la bun început am plecat de la premisa că țărmul va fi greu de menținut, apărarea costieră va fi foarte dificilă pentru Ucraina, pentru că ei nu mai aveau flotă. N-au avut timp în 8 ani de zile să-și reconstruiască forțele navale, pentru că întreaga lor flotă s-a predat în 2014, repet, s-a predat
invadatorilor ruși. În schimb însă, pot să organizeze, cum s-a organizat, o apărare terestră pe țărmul Mării Negre. Problema care se pune este aceea, plecând de la scenariul că vor dezvolta ofensiva cu o concentrare a efortului pe direcția pe direcția Kherson, pe direcția Kherson, Nicolaev, Odessa, pentru ei apare o problemă. Ar fi și aici că e de rezolvare, dar este o problemă serioasă, au un flanc descoperit. În înțelesul nostru, în înțelesul militarilor, flancul este clar, mai puțin al telespectatorilor, adică dreapta și stânga pe direcția de atac, de înaintare. Stânga au deja supremația, controlează spațiul Mării Negre, dar dreapta rămâne liberă. Dacă ne uităm pe harta Ucrainei și identificăm locurile în care se desfășoară acțiunile militare cele mai de amploare, ele aparțin Kievului și zonei de est, deci malului stâng al Niprului. Sunt mult mai puțin prezente, mai ales cu trupe, zone pe malul drept al Niprului. Și atunci, dacă mai are capacitatea armata ucrainiană și încă armata ucrainiană nu a scos la bătaie, adică nu a introdus în luptă la bătaie termen civil, nu a introdus în luptă termen militar, grupările care le au și de tancuri și de mașini de luptă a infanteriei și de aruncătoare proiectile reactive, cred că ucrainienii, dacă rezistă pe, dacă rezistă bine pe Kiev, pe Harkov și pe linia de demarcație, să nu uităm, pe linia de demarcație trupele ucrainiene continuă să fie în tranșee. Deci nu au părăsit lupta pe linia de demarcație. Linia de demarcație n-a putut să fie trecută. Deși bănuiesc că nu mai e luptă în localitate, nu mai este luptă în localitate și cred că numărul de soldați ruși și din forțele paramilitare din cele două republici, numărul este mai mare decât acelor din tranșee. E adevărat că întotdeauna tranșeul, apărarea, favorizează pe cel care este în apărare. Și atunci există posibilitatea, repet, în momentul în care obiectivele principale din zona de est, să le spunem de acum, rezistă, să-ți creeze acea rezervă de forțe și mijloace, este o rezervă destul de consistentă, și să lovești în flancul inamicului, în flancul armatei ruse, care înaintează, spre exemplu, spre Odessa. Am înțeles. Și să reușești, pentru că este foarte greu să-și apere flancul, ar trebui pe o lungime destul de apreciabilă armata rusă să treacă la apărare, că n-ai încotro, trebuie să treci la apărare. Deci sunt lucruri din planificarea unei operații care trebuie luate în considerare. Și pare că n-au fost luate. Plec de la ideea că ei consideră în continuare că va cădea Kievul și Harkovul. În momentul respectiv iau în considerare, dar nu cred că iau în considerare, așa cum au făcut-o înainte de începerea operației, o slăbire a rezistenței, nu un colaps al armatei ucrainiene, și atunci vor să controleze în general Ucraina, dar nu Ucraina în totalitate. Am înțeles. Probabil controlul zonei de est și controlul țărmului Mării Negre dă posibilitatea lor să se ajungă la o încheiere a conflictului, dar asta ar presupune un armisticiu și ar presupune un alt guvern. Mulțumesc, adică foarte un mult. Un guvern favorabil Moscovei, iar Ucraina ar deveni, în fapt, un al doilea Belarus. Ucraina ar fi cea de-a treia republică, cel de-al treilea stat, membru al Uniunii Statale, Federația Rusă, Belarus-Ucraina. Să sperăm. Din punct de vedere strategic, este un avantaj enorm pentru Federația Rusă, pentru că toate acțiunile ce țin de apărare
dar și ofensivă, vezi cazul Belarusului, ar fi în favoarea lor. S-ar desfășura pe teritoriul altor state, în afara spațiului Federației Ruse. Mulțumesc foarte mult, domnule general, pentru intervenție. Am reușit să înțelegem câteva lucruri. Mulțumesc încă o dată. Revin la invitatul meu din platou, doamna Grămadă. Cine urmează? Asta este grija noastră acum. Nu știu, Ucraina poate rezista, poate să nu reziste. Văd că solidaritatea Uniunii Europene și NATO funcționează, chiar e peste așteptările multora. Dar nu cred că Putin se va opri aici. Sau se va opri pentru un timp, având în vedere că nu prea au mers lucrurile bine în Ucraina. Dacă ne uităm pe declarațiile oficialilor ruși, atunci avem un spațiu destul de extins de pretenții teritoriale și de influență a Federației Ruse în regiune. Evident că aici intră și Republica Moldova, intră Caucazul de Sud. O parte din Caucazul de Sud îl pot influența prin procese decizionale, prin implicarea Armeniei în Uniunea Economică Eurasiatică, de exemplu, sau prin subminarea statalității armene prin diferite intervenții politice și economice. E o țară dependentă din punct de vedere energetic și economic de Federația Rusă. Am avut recent și războiul din Caucazul de Sud, adică din Nagorno-Karabakh, și Rusia pur și simplu a facilitat acel transfer de teritorii de la o țară la alta și cred că îl va mai folosi dacă va avea nevoie de acest lucru. Deci dacă revenim la discursurile lor, într-adevăr, Ucraina, Republica Moldova, Georgia ar fi pe prima linie și urmează într-adevăr statele Baltice, iar România nu este destul de departe situată din punct de vedere geografic de Federația Rusă. Pe de altă parte însă, dacă ne uităm pe acele informații care au apărut în spațiu public prin liderii de la Casa Albă, s-ar putea ca aceste pretenții exclusiv teritoriale să se oprească la Republica Moldova și Georgia în afară de Ucraina. Acum obiectivul nostru este să facem Ucraina să reziste și să contribuim cu toții la acest lucru, fiecare cum poate, oficialii prin decizii politice, noi prin exprimarea acelei solidarități și asistență umanitară pe care o putem folosi. Dar lucrurile devin destul de grave pentru toată lumea și, iarăși, revenim la prima parte a discuției. Ce se va întâmpla cu Federația Rusă? Va reuși ea să își mobilizeze resursele interne pentru a se opune sistemului? Și atunci lucrurile vor deveni un pic mai scurte ca perioadă de timp să se desfășoare? Sau în interior vor continua să existe acele mecanisme de coerciție și autoritățile vor continua această ofensivă externă? Da, spuneți-mi sau explicați-ne. Întotdeauna am văzut noi românii, pe ucraineni și pe ruși, ca popoare înrudite direct. Adică nu, cum s-a ajuns în situația de față? Cât de... Vreau să folosesc cuvinte dure, dar cât de dus trebuie să fii ca președinte al Rusiei să-ți imaginezi că rezolvi ceva atacându-i pe ucraineni? Cred că două generații de acum încolo, aceștia îi vor urâ pe ruși, cel puțin, la fel ca pe armatele germane din al doilea război mondial. Cum s-a ajuns în situația asta? Care este explicația? Federația Rusă, într-adevăr, se poate transforma într-un stat pare al sistemului de relații internaționale și nimeni nu va dori să mai aibă relații nu doar diplomatice sau politice, dar și economice, iar acestea afectează și mai mult, pentru că orice dialog bilateral se întărește în baza unor mecanisme de cooperare economică. Eu sunt sigură că se vor găsi resurse alternative și pentru gazele naturale din Federația Rusă sau investițiile următoare care vor veni în politicile economice pe care le-a menționat și președintele României, vor deveni mult mai sustenabile, vor fi orientate către alte tipuri de resurse energetice. Cum nu am înțeles noi Ucraina, noi am avut acele dosare destul de complicate în dialogul bilateral cu țara vecină și asta ne-a cam luat tot timpul, fără să încercăm să găsim soluții pentru a depăși acele momente și pentru a contribui la integrarea Ucrainei în
proceduri europene, adică în, în mecanisme europene. Da, noi la nivel declarativ susținem parcursul european al Ucrainei, susținem integritatea teritorială a Ucrainei, suntem printre primele țări care am reacționat atunci în 2014 și am spus că respectăm suveranitatea, independența, integritatea teritorială și vom semna și ratifica acordurile de asociere ale Republicii Moldova, Ucraina și Georgia la pachet, tocmai pentru a nu fi acuzați că suntem părtinitori, exclusiv pentru Republica Moldova, care e prioritatea numărul 1 a politicii externe române. Dar în continuare am ignorat anumite mecanisme de interacțiune bilaterală care ar fi putut să ne explice mai mult ce se întâmplă în Ucraina, dincolo de frontiere, și cum putem să contribuim inclusiv la bunăstarea acelor regiuni în care locuiește compact populație de origine etnică română. Nu ne-a interesat sistemul politic de la Kiev, nu am încercat să aflăm cu ce actori putem să dialogăm acolo. Și, practic, din aceste considerente, nu am înțeles că ucrainenii sunt ceva diferit de partea rusă. Adică și limba este diferită și modul lor de a gândi, modul lor de a se poziționa referitor la Federația Rusă este unul diferit. Pentru că această încercare a Federației Ruse de a submina procese decizionale la Kiev nu este din 2014, nu este din 2013, este mult mai anterioară. Și domnul general a vorbit despre ceva care este extrem de important în acest context. Atunci când s-a destrămat Uniunea Sovietică, liderii celor trei noi state independente aveau de gând să creeze într-adevăr o Uniune nouă în care să intre Ucraina, Federația Rusă și Belarus. Ucraina a refuzat, pentru că vroia altceva pentru viitorul său. Am înțeles. Da, bine că acum am aflat cine sunt ucrainenii, am aflat și cu cine putem să dialogăm și cu cine nu. Să sperăm că lucrurile se vor liniști într-un timp relativ scurt și că situația se va îmbunătăți. Mulțumesc foarte mult pentru prezență, doamna Angela Grămadă. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Sunt Eduard Pastia, nu uitați ce vă spun de fiecare dată la final de emisiune, că nimic nu e gratis pe lumea asta, totul are un preț. Rămâneți pe Metropola TV, ora 19, prime time.